în episodul de azi. Intrăm în peșteră? Cântăm în peșteră? Ieșim din peșteră? Hei, acolo erați! Asta este un episod un pic diferit din Romontania. Acum ne aflăm în județul Caraș-Severin. Suntem la peștera Comarnic. Este una dintre cele mai mari peșteri din România. Are peste 5 km în lungime. O să facem un tur al peșterii astăzi, însă nu putem face oricum pentru că avem nevoie de un tur ghidat. Mă aștept să fie niște încăperi mari, o să vedem formațiune în peșteră. Bun, hai să începem turul cu Marcel. Sunt ranger la Parcul Național Semenii Cheile Carașului. El se întinde undeva de pe lângă Reșița până după izvoarele Nerei, spre Bozovici. Cuprinde munții Semenic și munții Aninei. Fiind o zonă karstică, apa în timp a erodat, da? A săpat, a preluat din calcar și a format în jur de 800 de peșteri și de avene. Dacă vreți, dau mai cald, da? Aveți grijă la cap. Astfel am intrat în peșteră, unde singura lumină era de la frontalele noastre. În anul timpurile ploioase, da, apa este absorbită de roca de calcar, da, în timp trece prin calcar, erodează, da, preia din calcar și depune și formează, bineînțeles, ce o să mai vedem cum mergem încolo. Dacă îl punem contra piatră, e apa alunecă și riscul să ne lovim la... Azi vedem destul de bine niște fosile, da? Este vorba de ursul de peșteră. El a trăit în perioada ultimei glaciațiuni în Europa, în urmă cu 300.000 de ani. A dispărut acum 10-15.000 de ani. Cei 7 pitici există și au trăit exact aici. Hai să ne uităm pe acest deal de rocă, de calcar, da? De formațiuni. Și o să vedem această coloană, da? Aici este albă ca zăpada. O vedeți, da? Dacă ne uităm puțin mai în dreapta, vedem primul pitic. Dacă ne uităm aici, vedem prințul, da? Nu domnul, da? Puțin mai încoada, da? Această stalactită este prințul. Bineînțeles, și el nu mai are formele lui frumoase pentru că i-a plicat capul cu mulți ani în urmă. S-a dat denumirea de orga mică, da? Toate sunt goale pe interior, iar fiecare are un sunet diferit. După mai bine de o oră, am ajuns la capătul porțiunii vizitabile. Am aruncat o privire ultimelor stalactite și am pornit pe drumul de întoarcere. Bun, cam asta a fost tura de azi în peșteră, peștera Comarnic, însă când e vreme, nu?
Am putea să mai facem ceva. Sunt ceva view-uri mișto pe aici? Da? Știu eu cetate. Știi tu? Na, hai să mergem. Hai. Nu departe de peșteră se afla startul traseului până la cetate, care ne-a purtat pe dealurile de lângă Caraşova. Unde ne-a dus? Din spatele nostru se văd cheile Caraşului. Mai avem undeva la 50-100 de metri de mers până la cetatea Turcului sau cetatea Caraşului. Apropo, traseul ăsta e marcat cu triunghi roșu, pare fi renovat destul de recent, am văzut multe marcaje pe drum. Dacă e o zi foarte călduroasă, să fiți pregătiți pentru că nu prea e umbră și poate să fie destul de cald. Mai avem 5 minute până la cetate, pe care o să-i facem după ce mângâiem câinele în un pic. Traseul ne-a dus până la urmă la cetatea Turcului, unde am avut parte de o priveliște beton peste cheile Caraşului. A fost cetatea Turcului. Până data viitoare, la revedere!